Stadionul de pe strada Badea Hârțan a fost ecologizat de sportivii ruibiști, primari și voluntari. A fost o întreagă desfășurare de forțe pe terenul aflat de ani de zile în paragină. Mă uitam cu regret cum an de an această bază, care nu aparține primăriei, se degrada. Mă bucur să văd că există interes și mă bucur să văd că în sfârșit și Direcția Județeană de Tinere și Sport se alătură efortului nostru. Și îmi doresc ca această zonă, de îndată ce noi vom începe lucrările la sala polivalentă, sper să progresăm și cu bazinul olimpic de not, să redevină un pol de mișcare, de sport, de echipă, de comunitate, de sănătate al Constanței. Și sportivii și-ar dori să poată folosi terenul, doar că până acum nimeni nu s-a ocupat de el. Acest teren a făcut obiectul mai multor hotărâri de Consiliul Județean. Practic a trebuit, s-au dat niște hotărâri de Consiliul Județean pentru a trece la Consiliul Județean și a se face celebra sală polivalentă pe tot ceea ce înseamnă terenul atât aferent acestui spațiu cât și cel de alături. Proiectul a fost abandonat, ulterior a fost emisă legea descentralizării. În 2013, la sfârșitul 2013, a fost emisă legea descentralizării prin care acest teren trecea la Consiliul Local. În 2014, legea descentralizării a fost declarată neconstituțională, iar acest teren a făcut obiectul unor proiecte de hotărâri de guvern pentru înființarea unui complex sportiv național. Ani buni de când nu s-a mai jucat niciun meci oficial aici. Se antrenau doar elevii de la liceul Cupran Sportiv, secția rugby, dar meciurile oficiale și ei le jucau pe stadionul Faru pentru că nu e omologat stadionul. Da, noi nu ne lăsăm, o să încercăm să-l și împrejmuim. Cum știți, acum ani buni de zile acesta era împrejmuit, dar gardul a fost furat. Refacem tribunele, o să ne apucăm baza din toamnă, sperăm să o și omologăm cu Federația Română de Rugby pentru jocuri oficiale. Abandonat sau nu, un an de campanie electorală, stadionul este din nou în atenția autorităților locale. În anul 2008, de exemplu, chiar înainte de alegerile locale, se anunța cu mare fast realizarea unei săli polivalente, care ar fi trebuit să fie gata până în 2010 și să înlocuiască stadionul aflat acum în paragină. Au trecut însă 8 ani de atunci. Sala polivalentă a avansat. În sensul că s-a aprobat studiul de fezabilitate și urmează organizarea licitației pentru proiectare și execuție. Dacă ne ajută Dumnezeu și suntem mai norocoși ca la casino, anul acesta putem să începem lucrările. Dacă nu, măcar zona a fost igienizată. Se putea și mai bine, susțin constanțenii. Față de mizeria care era, dar încă e făcută din loc în loc, deci de ochii soacră, cum se spune. Sunteți mulțumit acum? Da, e lumină, să zicem, peste tot, că era foarte mult. Știu eu, alegerile sau care fi motivul. Fiecare alegeri, tot s-a spus că se va face sala aceea polivalentă cu terenuri de sport și bazin. Se pune accent pe, bazin, pe sport acum, pe mișcare, dar vedem ce va fi.